Salutare, prieteni! Neseriozitatea nu are ce să caute la Palatul Victoria, mai ales acolo unde se țin ședințele de guvern. La ce te referi? O să vezi imediat, dragul meu, nu te grăbi. După cum vezi, așa cum arată și fotografia din spatele nostru, toate scaunele sunt ocupate de persoane inteligente, pregătite să facă față eforturilor și să aibă cele mai bune idei puse, desigur, cum altfel, în slujba cetățeanului. Dar, revenind la neseriozitate, cel care a făcut chiar vineri dimineață sau puțin înainte de prânz o declarație pe tema prezenței neseriozității în Palatul Victoria e nimeni altul decât actualul premier, care a spus că ar fi, citez din memorie, total neserios ca cabinetul pe care îl conduce să se apuce iar să privească cu atenție către pachetul de măsuri fiscale și a se citi taxe atenție și impozite și mărite. Sau fără îngrijorare? Fără îngrijorare, fiindcă declarația pe care Marcel Ciolacu a făcut-o cel mai recent, bine, în urma unor informații pe surse, care spuneau că acel procent de acea taxă de 1% pe care multinaționalele ar trebui să le plătească, ar urma să fie iar luată la puricat și, ce să vezi, poate chiar eliminat. Ceea ce e de așteptat. Da, numai. Te aștepți acum ca multinaționalele chiar să-i dea lui Marcel Ciolacu, respectiv guvernului României, niște bani care n-au chef. Pe care n-au chef să-i dea, sigur că vor da. Fi niște presiuni, vor fi niște negocieri, o să fie de eventual și niște amenințări. Bă, nu intrați în Schengen! De parcă am fi deja cu un picior înăuntru. Mai ales că sunt destule multinaționale din Austria. Cam din Schengen. Dar, pe de altă parte, să spunem că pachetul a trecut foarte bine, mersi, prin Parlament și după aceea a scăpat și de furcile caudine ale Curții Constituționale. Au fost caudine, au fost numai așa. Mai lasă, dragul meu, pentru elementul surpriză, dădea bine caudine, tu vorba aia. Desigur, judecătorii cei nouă de la Curtea Constituțională au respins efectiv cererea, reclamația, documentul prezentat, petiția, că nu mai găsesc, pe care cei din opoziție au încercat și care au făcut, au și reușit. Spus ca un ăsta de procedură, nu că se așteptau la mai mult. Da, bă, cei de la CCR au respins și nu au găsit, se pare, atâta inteligență cei din opoziție încât să-i convingă cu argumente solide pe cei din CCR că au sau că dreptatea e de partea lor. Dar în documentul respectiv care a trecut cu binecuvântările de rigoare se află această decizie, 1% care a trebuit să intre în buzunarele mari și foarte largi ale statului român. 1% de cifra de afaceri pe la multinaționale înseamnă niște bani foarte mulți. Normal. Pe care România nu se-i vadă. Și atunci, apropo de această neseriozitate... Domnul Ciolacu a spus, noi suntem serioși și îi cerem. Și cerem. Îi cerem. Nu am spus că e și căpătăm. Deci el a fost foarte serios. Întrebarea e cât de serioși vor fi colegii săi de cabinet și cât de serios vor fi care au primit cererea să reușească, nu? Exact, fiindcă acest meci care se conturează cel puțin la ora la care noi prezentăm știrea. Mai ții minte câți bani au plătit firma aia austriacă de petrol și benzină? Nu dăm nume. Mai ții minte? Nu. Mai nimica. Deci așa au zis. Nu dăm nume, nu dăm cifre. Am zis, firma aia din Austria, putem spune țări, nu? Da, sigur că da. Care vinde benzină și motorină și... Și care peste tot acasă, pe teritoriul nostru național. Cam așa vom păți. Da. În continuare. Da. Mai sunt și alte firme care au în spate lor niște cancelarii europene care vor spune... Da. Marcele sau domnul Ciolacu, lasă-i în pace. Aici te contrazic puțin. Înainte de cancelarii, sunt sigur că au angajați foarte inteligenți, care știu foarte bine subteranele economiei românești. Ei, nu, prieteni. Cifra de afaceri greu s-a spus, totuși. Sunt niște POS-uri, sau cum se cheamă alea, care îți arată cât de încăsat. Ai auzit de dublă contabilitate? Oho! Iată-o invenție. Sunt convins că știu și ea de pe la ANAF cum să învețe pe clienții lor. Dar tocmai de aceea, atunci când vom auzi de la Palatul Victoria că... Cu seriozitate nu primim niciun bani, îi credem pe guvern. Ieri am primit cu seriozitate primii bani, dar abia atunci o să salutăm cu toată simpatia. Și o să auzim chiar curând, să știți. O să vedem. Suntem Alexandru Catalan și Vicențiu Popa și dorim să poată încasa.